schimbăm astfel legii, cum ar fi nopțile albe, cele de verificare a amenzilor și altele. Poliția își rezervează dreptul de a organiza. Relevant. Ei au fost profesori și îmi amintesc. Ok, mergem live. Ei, eu am uitat să pun niște muzică pe fundal. Pleacă de muzică, n-ar strica. Nu-i așa? Na-na-na-na. Na-na-na-na. Na 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 na. Asta e altceva? Na 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 na. Давайте, ребятушки, репост давайте! Быстрее репосты, лайки! Подключаемся! Кто из Омска? Мы на СУС! Казань, мы на СУС! Чинеисты Фика, Софичур, де олигарх, мы на СУС! Аша, 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 Аша! Дэй, дэй, торный лайку, дэй он шеер! Оляка из галбен ла фаце, пентру кэ мам, трезит де диминяце шимам, раз! Два, раз, два, три, инсенска ел мам, берберит, хей, раз, два, три. Репетим комментарий, скрием, чине фата, чине боет, чине астась сараз де диминяце, пунем он лайк, шимши. Эй, сажунжи, сажунжи, сажунжи. Stop! Au mai rămas câteva lucruri nespuse și am vrut să le împărtășesc cu voi. E vineri seara și eu cred că ar trebui să redenumesc emisiunea Lumina în emisiunea Eu tare mă sunt frustrat că voi trăiți într-un alt fus orar, majoritatea dintre voi. Pentru voi vineri seara, deja este vineri seara, pentru mine încă este vineri după anează, muș vin fetele de la școală, muș olăm mandă de la grădiniță, muș înșepe weekendul. Dar voi demasciți, tufliți, tufli, сумка, джанта, гата, все. Эй, напропо, под ее скимбаля к фильтру, если я вроде как вы отдать ревьюер ла фильтры, дипи лайвер, фейсбук, мы тинка нигде не нофакут, да я ему нужно чеком сал стынг, а я кто? Аша, под аша. О, копилаши, мошу, лой, бонгесит. Pregătiți urechiușa, amușa să curgă lăpșuleca. Bun găsit la publică TV, povestea de sară. Da, asta, poate asta e bun. Ia de pe asta. Ei, salutare! Sunt un umorist comedian. Fac spectacole de stand-up. 4 noiembrie, orașul Brusel. Ce face băiețel în orașul Brusel? Pis, 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 din piscină havuz. 4 noiembrie, Brusel, după asta 11 noiembrie, Paris. Iată-ți găsim pentru Paris ceva. Aici este pentru... Nu, este de mă fost. Hai încă unul pe... Aici este pentru Paris. O să mă duc... O să mă duc la Paris. O să mă duc la Paris. O să mă duc la Paris. Pe 11 noiembrie o să am spectacolul deja e mai bine. O să mă întâlnesc cu mai mulți profesori, cu mai mulți oameni de știință. Dar după asta plec la... Padova! Hei, ribeatușchi! 18 noiembrie, orașul Padova, Italia. Ne conectăm? Ne conectăm. Sunt sigur mulți dintre voi au prieteni, cunoștință sau oameni care vă datorează bani în aceste orașe. Brusel, 4 noiembrie, Paris, 11 noiembrie, Padova, 18... O, cum se arată 18 cu mâinile? 18 noiembrie. Tare vă rog să stăguiți cunoștință pe care le aveți mai jos în comentarii și hai să încercăm să ne vedem în aceste 3 deți sau pe aceste 3 deți. Dar pe mine tare mă doare abdomenul, că eu stau alea, e ca așa stau, a plecat. Prieteni, hai să încep transmisiunea, dar băi, de să scot prostia asta, eu. Ia ca așa, gata, seriozitate maximă. Băi, dar ești gălbejos la față, Andrei, de să duc mai aproape tu și stativul, poate nasar, arde față foarte tare, să înțeți? E de ce contează? Nu contează cum arăți când de fapt tu ești ateț, dragi prieteni. Astăzi vreau să vă împărtășesc cu, sau de fapt să încep acest live cu o dezmințire. Tare mult lume îmi scria în timpul live-urilor. Andrei, și cu sușneacul este atât, de ce mereu bei apă? Și, de ce mereu tu ai sticluți cu apă alături? Și eu
vreau să spun că sușneacul nu este o problemă pentru mine. Eu n-am mult sticle de apă, sau eu nu sunt omul ăsta care deschide sticle de apă și după asta nu le bea. Eu nu cred că asta e real, eu cred că asta este o minciună și către voi, amu, vedeți proba, cât și-o răsunat până amu în presa plătită de George Coșbuc, tot este o minciună. Așa că, prieteni, continuăm live-ul. O mai rămas câteva lucruri nespuse. Am început să vorbim despre asta la începutul săptămânii. Voi știți că tradițional în fiecare marți, Partidul Democrat din Republica Moldova organizează câte un briefing. Aici la acel briefing iese ba un purtător de cuvânt, ba alt purtător de cuvânt, ba domnul Mesia, salvatorul nostru. Și n-ai cum să n-atragi atenție, pentru că atunci când realizezi că Partidul Democrat este unicul partid din guvernul Republicii Moldova, e că este un guvern, da? Șteți miniștrii sau numiți înaintați de semnați de PD sau miniștri membrii Partidului Democrat. N-ai cum să n-atragi atenția. Poate să zici ceva important, poate să zici ceva care ține de soarta noastră a tuturor. Ei, și e că așa săptămâna asta Vlad Plahotniuc a lansat două cotlete magistrale, super importante. Și pot să vorbească despre educație, nu de altă, dar el este priceputul. O și pot să ne vorbească despre cum el, galumia lui, îi gura care a scos ideea că se va instaura un moratoriu pe închiderea de școli în Republica Moldova. N-are cum să nu bucure asta sufletelile de copchilași și sufletelile de părinți copchilași care își trimit copiii la școală și se îngrijorau ce facem cu școlile. Noi încă n-aflăm de unde să iau bani în buget pentru, cum se cheamă că nu optimizez, dar invers. Noi încă nu știm cum până amuieca nu erau, dar amuieca s-au găsit bani pentru așa ceva. Noi încă nu știm. Eu sunt o mare putoare de populism, dar cum s-ar zice, poate numai eu sunt, poate voi credeți altfel. Dar a doua cătletă care a răsunat timp de 2 minute în timpul briefing-ului, adică foarte scurtuț, mie îmi pare una mult mai importantă. Pentru că chiar dacă Monica Babucă e membra PD, ea imediat a reacționat la indicațiile, sfaturile, sugestiile sau ordinul, numiți cum vreți, a domnului Plahotniuc, după asta a urmat reacția domnului Alexandru Jezdan la câteva replici a domnului Plahotniuc apropo de situația în domeniul Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul apărării ordinii publice, asigurării ordinii publice. Și eu vreau cu voi împreună să vizionăm niște fragmente interesante în acel briefing. Suntem gata? Hai chemați neamurile, turnați câte un like să vadă mai mult lume. Și eu o să încerc să mă uit și eu și comentați voi între timp. Dar cum să fac asta? E ca așa. Ok. Și așa să ne vedem și o să ne auzim cu toții. Foarte bine. Ok. Hai să-l auzim pe domnul Vlad Plahotniuc vorbind la... Stai, asta și... Blanișează mâine scobătători. Nu, asta i-am înțeles, asta e altceva. Apropo, Vlad Plahotniuc de la o vreme pare a fi un om care cuvântează la microfon cu un talent deosebit. N-avem cum să nu negăm asta. Dacă până acum circula prin societate o minciună cum că el nu se pricepe, nu-i bun să vorbească în fața publicului, uite că el acum demonstrează. Și-a cumpărat un televizor foarte frumos și citește de pe televizor. Numai că sunt momente care o leacă tare deranjează. De exemplu, Vlad Plahotniuc în cadrul briefingului amintea de părinții lui profesori. Și părinții mei au fost profesori și eu îmi amintesc încă de pe vremea când eram elev că părinții mei acasă, în majoritatea timpului liber, se pregăteau pentru lecțiile care urmau să le aibă ziua următoare. Eu tot înțeleg, dar ceva îmi spune mie, eu înțeleg, omul e prudent, se pregătește bine, și-a scris el noaptea textul, a ajutat Cristi Tabără cu diacriticile, dar mă deranjează ceva atunci când vorbești despre amintiri sau când tu zici că îți amintești ceva despre proprii tăi părinți și tu citești asta de fain, ar trebui asta să fie o leacă mai cursiv, o leacă mai liber să iasă din gura ta, nu? E că uitați-vă. Și părinții mei au fost profesori și eu îmi amintesc. Nu fiecare din noi își poate să aminte o amintire despre părinte, doar poate să o spun. Eu n-as... Și tata meu și cu mama mea Cine a scris textul ăsta cu prostii? Tu ne-am încățit! Înțelegi? O leacă mă deranjează. Dacă și pe voi vă deranjează, eu de-am muzic de dezgust. Dați-mi știri mai jos în comentarii. E normal sau nu cineva să-și amintească ceva despre proprii părinți în contextul unor sfaturi, unor reforme pe care le înaintesc? E normal să amintești de proprii părinți, să citești asta de pe foaie? I don't think so, vorba lui Lucian Blaga. Anyway, sărim mai departe. Hai să mergem dar la fragmentul de care vă vorbeam anterior. Plahotniuc
vorbind despre Ministerul Afacerilor Interne și anumiți angajați de acolo. Atenție la ecran! Încă un subiect relevant discutat astăzi a fost din domeniul asigurării ordinii publice. Mai exact, am discutat despre abuzul semnalat tot mai des de cetățeni, chiar și de mass media, în legătură cu activitatea în trafic a unor reprezentanți ai poliției rutiere. Ok. Aici nu avem cum să nu fim de acord și nu avem cum să nu fim ațățați. Deci aici vrea să ne spună Plahotniuc. Abuzurile în trafic făcute de anumiți agenți de circulație. Hai să vedem. Și vrea să ne propună Plahotniuc. Care este soluția lui mesianică? Am cerut în urmă cu ceva timp colegilor din guvern să vină cu analize. Și am aflat că în cadrul procesului de reformă care s-au petrecut ceva ani în urmă, sute de polițiști, a căror atribuție reală era să patroleze și să asigure ordinea publică, s-au recalificat după bunul lor plac în agenți de poliție rutieră. Plahotniuc, om fără nicio funcție în Republica Moldova, om care controlează Partidul Democrat, care este un partid cu popularitate foarte scăzută, și Plahotniuc, ca politician, la fel este un politician cu popularitate foarte scăzută, a solicitat colegilor din partid să vadă ce se întâmplă în guvern în domeniul circulației rutiere, în domeniul agenților de acolo. S-a constatat că, de fapt, în loc de 300 de agenți de poliție rutieră, astăzi avem deja peste 1000. S-a constatat, înțelegi? El solicit partidului, partidul zice că ok, facem o comisie, o masă rotundă, ne adunăm și calculăm. Băi, dar toate datele astea sunt publici, tot se vede, tot știi, pentru ce de constatat. Chiar tu n-ai numărul de telefon al lui Alexandru Jozdan să zici, alo, băi, câți agenți samuie că e camu? Înainte erau atâția, dar câți samu? Că trebuie să-i rezolv un crasford aici fac cu aici, cu policiudies. La policiudies samu în direct, răspunde mai repede. Pip. Înțelegi? Poți foarte ușor să întrebi asta și să obții un răspuns. Și nu fac ei toți altceva decât să oprească mașini, în special, desigur, fără motiv, așa zise controle de rutină care devin în realitate o hărțuire a oamenilor și, desigur, generatoare de corupție. Ok, eu așa să mă repet, dar zic, asta e o acuzație gratuită la aproape 1000 de oameni, din cât spune Plahotniuc, care nu-și fac treaba, dar opresc fără motiv și hărțuiesc participanții la trafic. Pentru că el zice, ei nu fac decât. Ei nu fac decât. Asta e o generalizare destul de periculoasă, dureroasă. Dacă eu aș lucra printre acești agenți de patrulare, eu m-aș simți o leacă ofensat. Dacă, bineînțeles, aș fi conștient când fac munca așa cum trebuie să ne fac. Dar ceva mă face să cred că nu chiar 1000 de oameni își fac munca prostă. Nu e imposibil chiar 1000 de oameni, nu? S-a fi văzut asta. Dar nu știu, noi mergem mai departe și să vedem că, de fapt, ministrul are cifre concrete și ne spune despre ce-i vorba. Dar, deocamdată, suntem în aripață. Deocamdată, Mesia e în fața noastră. Am ușa să vedem cum se întâmplă minunea. Împreună cu colegii, am solicitat de la responsabile din guvern să ia măsuri pentru a pune capăt acestor abuzuri. Plahotniuc, o solicitat responsabililor din guvern să pună capăt abuzurilor. Alo? Da, domn Plahotniuc. De ce mă sunați la ora 5 dimineață? Ascultă încă. Ajunge atâtea abuzuri să facă. Pune capăt abuzurilor, ai înțeles? Bun, domn Plahotniuc, dar puteți acum mai trebuie să mă suni 5 dimineața. Și ce mă suni așa de repede? Bun, mă sunt împlinit. Gata, mi-am făcut treaba pe azi. Oamenii trebuie lăsați să circule în pace, atât timp cât nu au comis careva încălcări. Oamenii trebuie lăsați să circule în pace. Circule în pace. Eu nu știu care e cuvântul cheie aici. Trebuie sau pace? Sau poate oamenii? Sau poate lăsați? Hâză. Și totodată, poliția trebuie să se concentreze pe intervenția foarte fermă în cazuri concrete de ilegalitate în trafic. Ei, încă un trebuie. Stai puțin, oamenii trebuie lăsați în pașii, poliția trebuie să concentreze pe ilegalități în trafic. Spune un om, repet, fără nicio funcție în stat. Un politician cu o popularitate mai ceva decât Mișa Ghimpu. Mă tincă el îl întrește la nepopularitate pe Mișa Ghimpu. Da, repet. Și iarăși, a să ajungem la final să vorbim despre asta. Da, omul ăsta are 48.000 de like-uri pe Facebook. Eu am 84.000 de like-uri pe Facebook. Dar la dânsul vin jurnaliștii, se adună, filmează, băi, cât se poate. Trebuie să fie rapid identificați și sancționați cei care au consumat alcool sau
se comportă violent la volan. Încă un trebuie. Atâtea trebuie, domnule Plahotniuc. Dar cine, sobstână, găvărea sunteți dumneavoastră? Șahmatist, am înțeles. Însă de fiecare dată urmează să fie respectate normele legii. Aha. Știți ce vreau eu să spun? Eu aș fac așa ca oamenii care apără legea să respecte legea, dar de fiecare dată când îi respectă legea, trebuie de respectat normele legii. Și ai spus, nică eu am plecat. What the fucking fuck? Și păsări ies pe gura lui. Și ne-i scrie textele astea de aur, serios? La această etapă vă comunic doar că polițiștii nu vor mai avea voie să oprească șoferii în trafic decât atunci când ultimii încalcă legea. Ați auzit? La această etapă polițiștii nu vor mai avea... Gata, ia ca mu a fost ea ca așa și amu a apărut bariera care a zis nu, până aici s-a fost. Am pus și bota, marș acasă cu ilegalitățile. Nu hărțui oamenii. Și ne spun asta eu, cine ești tu, șahmatist, la revedere. Înțelegeți? Până amu a fost cum a fost, dar de acum încolo e creștere uluitoare. Mulțumim, domnul Plahotniuc, și mai departe. Dau loc acțiuni speciale pe linia combaterii consumului de alcool la volan și alte tipuri de acțiuni tematice pentru creșterea siguranței în trafic. Dar el admite totuși că Ministerul Afacerilor Interne își rezervă dreptul să organizeze acțiuni tematice, cum de obicei organizează acțiunea Pitonul, acțiunea Nopțile Albe, acțiunea, de exemplu, de Paști, când șoferii acolo mai servit, vopsim ușoarele, nerile înflate și așa mai departe. Deci toate acțiunile astea încă se mai rămână. Ok, am înțeles. Acestea sunt unele din temele discutate astăzi, față de care Partidul Democrat a decis să ia atitudine. Mulțumim că ați luat atitudine, pe bune, nu e că noi stăteam, noi aveam această atitudine, dar nimeni nu ne-a luat. Și mă, e că voi ați venit și ne-ați luat-o, mulțumim. Puteți să mai lăsați și câte un miliard, dacă vreți, odată cu atitudinea. Mulțumim frumos că ați luat atitudine. Dar finalul acestui briefing, mie mi se pare unul și mai monumental decât tot ce spune Plahotniuc. Cam ușa să revenim la tot ce a spus el apropo de poliție, pentru că asta auzim și a spus și ministrul Alexandru Jizdan, apropo de asta. Dar hai să vedem cum termină Plahotniuc. Ei, nu cum termină Plahotniuc, cum ia sfârșit un briefing cu domnul Plahotniuc. Sunt foarte multe lucruri care se pot face pentru oameni, chiar pornind pur și simplu de la atitudinea față de ei. Încă o rază de soare, încă o căldare de lunină peste noi. Sunt foarte multe lucruri care poți să le faci pentru oameni, pornind de la atitudine pentru ei, înțelegi? Nu trebuie bani, nu trebuie miliarde, părimași? Trebuie atitudine, ne spune Plahotniuc despre atitudine. Și în fața lui sunt oameni, jurnaliști. Și că el vorbește despre atitudine față de oameni și el după și zice asta, el pleacă de la briefing. Vă mulțumesc pentru atenție și o zi bună în continuare. Cui ne lași? Unde pleci tu, măi, Vadim? Vadim sau Vlad, nu mai știu, mult lume zice că o cheamă Vadim. Cum așa, tu zici de atitudine față de oameni? Tu zici de atitudine față de oameni? Tu vii la briefing de presă. Tu citești amintiri despre părinții tăi. Și după asta când răsună o întrebare de la un jurnalist care zici, domnul Plahotniuc, în privința protestelor de la GBC, de ce n-au voie un jurnalist să filmeze? Culmea e că asta nu e prima dată și eu pot să vă asigur, asta nu o să fie nici ultima dată când Plahotniuc pleacă în așa fel. El ne lasă pe noi flămânzi, orfani, fără răspuns, că noi să mai vrem să-l vedem în fața noastră. Pentru că dacă ați dai deodată tăt oamenilor, e n-a să mai șară, înțelegi? Eu de asta vă chem să veniți 4 noiembrie la Bruxelles, pe 11 noiembrie la Paris și pe 18 noiembrie la Padova. Că eu să vă dau câte o leacă, că după asta voi să mai vreți. Înțelegi de asta? Da, iar mă abad la temă. Hai să vă mai arăt încă un final fain de briefing de la Plahotniuc, ca să înțelegeți că asta e signature move. Asta e așa, așa e omul. Și vrei, cum vrei să-l schimbi. Iar eu vă spun mulțumesc și succes în continuare. Și iarăși un reporter. Se poate o întrebare, domnul Plahotniuc? Se poate o întrebare, domnul Plahotniuc? O întrebare, domnul Plahotniuc? Nici măcar nu l-a întrebat întrebarea, dar l-a întrebat dacă se poate întrebat întrebarea. Și... Nu se poate... Nu se poate. Nu se poate, ei! Nu se poate! Marș acasă, țineți microfonul în buzunar și nu-l scoate în mulțime, înțeles? Nu se poate!
Băi, nu, dar trebuie să ai talent pentru așa ceva, serios, trebuie să ai talent pentru așa ceva. Ei, și ați auzit ce a spus Plahotniuc? Am un bineînțeles că sunt canale de propagandă. Hai să luăm cel mai cunoscut din noi, cel mai iubit din noi, Publica TV. Pe Publica TV, în seara zilei în care a fost briefingul lui Plahotniuc, a venit Alexandru Jăzdan în emisie, da? Pentru că el a avut după asta și un briefing mai devreme. S-a făcut și reportaje. Pe site-ul a apărut tot felul de video filmat cu telefonul de la Cercul Creangă. Vreau să vă arăt video este. Pur și simplu, uluitor vorba lor. Iată la video. Pam, 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 pam. Iată la video. Filmat cu telefon de la Creangă. Titlul la articol pe site era Poliția dirijează intersecție. Și textul, eu am făcut un screenshot la textul de acolo. Voi să vedeți alea că au glindit, dar dați-mi voi să vă citesc. După ședința săptămânală a PDM, în care Vlad Plahotniuc, scuzați, nu știu cine ar găi, a menționat că poliția trebuie cu T, cu R, cu E, cu B, cu U, cu I, cu E mare, trebuie să se concentreze pe intervenția foarte fermă în cazuri concrete de ilegalitate în trafic, ca prin minune! Minune! Ca prin minune! În acest moment, polițiștii s-au apucat de lucru și dirijează circulația dintr-o intersecție din capitală. Minune! Băi, cine mai făcut minuni? Repede, cine mai făcut minuni? Ficut, cine a făcut acolo în comentarii? Cum îl cheamă? Iisus? Dumnezeievici? Hristos a făcut minuni! Cine-i Plahotniuc? Mesia! Salvatorul! Ne închinăm în fața ta, vă la Plahotniuc! Iertați-mi exaltarea asta, poate o leacă exagerată, dar eu nu pot să mă opresc. Ca prin minune, lucrurile au început să niște în Republica Moldova. Correct me if I'm wrong. Ia, spuneți-mi în comentarii dacă am sau nu dreptate. Dacă într-adevăr, ca prin minune, se întâmplă lucrurile, să lucreze în sfârșit. Yo-go-go! Gata, voi mai aveți probe, voi mai aveți nevoie de probe că Plahotniuc e salvatorul țării. Voi vreți să știți dacă el e sau nu e Superman? Gata, minunea s-a întâmplat. El numai o zis și polițiștii lucrează. Dar noi ne chinuim pe Facebook, comentarii, nu știu care ziarul de gardă, nu știu care anticorupție acolo fac și investigații. Tot ce trebuie nou, tot ce ne trebuie nou, asta e să ajungem la urechile lui Plahotniuc și după asta el să scoată pe guriță un mesaj și să meargă lucrurile înainte. Înțelegi? Asta e că atunci când vociferez un jis, o dorință, cum o zis și Pavel Coelho, universul conspiră, tot se întâmplă pentru noi. Ai, mă mănânc în nasul, o să beau azi de bucurie, o să beau de bucurie. Ne întoarcem așa, dar la ceea ce am discutat anterior și vedem cum Alexandru Jăzdan s-adună jurnaliștii la Ministerul Afacerilor Interne la un scurt briefing de presă. Cu ocazia la ce? Cu ocazia faptului că un șahmatist, membru de partid nepopular din Republica Moldova, om fără funcție în stat, a zis că trebuie ba una, ba alta, ba așa. Și el s-a adunat în conferință, ăsta, în briefing de presă. Ei bun, dacă ai așa respect față de un simplu cetățean, ei poți acolo să dai vina pe că și cum a fost o legătură între dânsul și Partidul Democrat care l-a numit în funcții, dar totuși pe bune, un simplu cetățean cum e Plahotniuc fără funcție în stat, o ieșit și a zis că trebuie oamenii lăsați în pașe, trebuie polițiștii să respecte legea și gata, tu faci conferință de presă. Maladeț, trebuie să apreciem, cum s-ar zice, și spiritul democratic din societatea moldovenească, când un funcționar public, cum este Alexandru Jăzdan, merge la asemenea pași, face un asemenea efort pentru un simplu cetățean, cum este Vlad Plahotniuc. Așa da, și hai să vedem. Mie îmi pare început foarte important aici și poate de interpretat în mai multe feluri ce s-a întâmplat. Suntem gata? Suntem gata, ne întreabă Alexandru Jăzdan. Da, pe cum? Bună dimineața! Noroc! De toate, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați dat curs invitației noastre. De fapt, conferința de astăzi este generată... Opa! Generată de interesul sporit care a fost manifestat pe parcursul zilei de ieri, după declarațiile făcute de către președintele partidului. Opa! Dar ce sunt domnul Democrat? Niște apă? Domnul Democrat. Domnul Jăzdan? Referitor la o leacă de apă. Acțiunile agenților de... Luați o leacă de apă, vă rog, vă rog. Așa, așa. Care
Oleac, cam greu a început briefingul de presă Alexandru Jordan, dar aici putem da vina pe multe aspecte fiziologice, noi nu suntem oameni de ăștia care ne agățăm amu și interpretăm lucrurile astea. Ce este important? Plahotniuc ne-a zis că de câțiva ani de zile, că s-a pornit reforma asta și a observat el niște probleme acolo. El nu a dat date concrete, el nu a dat numărul de plângeri care au parvenit, el nu ne-a explicat nou cum Partidul Democrat a avut acces la aceste plângeri, s-a plâns lumea la MAI și el a aflat despre asta, sau s-a plâns lumea direct la Partidul Democrat, că a zis că ia că dacă tot ăștia e Mesia cu apostolii, trebuie lor de adresat, n-am înțeles asta. Dar Alexandru Jordan vine cu o precizare acasă, de ce e ce a spus Vlad Plahotniuc? A sesizat problema, dacă noi am discutat-o în format, v-am spus că... Stai, Alex, domnule, mai tare. Această problemă totuși a fost discutată, inclusiv și pe linie de partid, deoarece atât Ministerul de Interne, prin serviciile sale abilitate, cât și partidul pe linia sa, au recepționat mai multe mesaje care invocau... Uite, de la Alexandru Jordan noi deja aflăm că și partidul a recepționat plângeri și Ministerul de Interne a recepționat plângeri. Dragii mei, vreți undeva să plângeți? Ați văzut cum a jucat, cum s-ar zice, Naționala de Fotbal a Republicii Moldova și vreți cuiva să vă plângeți? Ia ca sunt cel puțin două instituții unde putem să adresăm plângeri. Mulțumim, am înțeles că sunteți deschiși. Problema dată, dar ea nu este de ani de zile. O, eu ce interesant. Problema nu e de ani de zile, pentru că mulți au înțeles, dacă Plahotniuc a zis de ani de zile s-a făcut reforma, înseamnă că problema e de ani de zile. Și ministrul de interne vine cu precizare. Problema nu e de ani de zile, dar de când e? Totuși, reforma INP-ului, reforma în urma căruia a fost creat Inspectoratul Național al Patrulării, a fost făcută în 2013, atunci când au fost comasate trei subdiviziuni. Mă refer la regimentul SCUT, mă refer la poliția în transport. E 30 ceva de minute acest briefing. E 30 ceva de minute. 30 ceva de minute a fost prezent domnul Alexandru Jordan în fața jurnaliștilor. Spre deosebire de Vlad Plahotniuc, nu doar Alexandru Jordan a vorbit, în sens că jurnaliștii i-au adresat întrebări și Alexandru Jordan le-a răspuns jurnaliștilor. 30 ceva de minute. Plahotniuc a grăit 1 minut 50? Trebuie! Tăți repede distribuit mesajul unui simplu cetățean șahmatist. Și Alexandru Jordan a ieșit 30 ceva de minute și a grăit în fața jurnaliștilor. E foarte mult aici de arătat, dar eu vreau să vă arăt și eu sintetizat ProTV-ul din aceste declarații și a suprapus foarte bine anumite fraze de la Plahotniuc și răspunsuri de la Alexandru Jordan. Problema nu este de ani de zile. Problema o atestăm de ceva timp încoace. Au fost primite 116 plângeri, dar majoritatea din ele au fost primite acum ultimele două luni. Și? Au fost primite 116 plângeri, majoritatea în ultimele două luni. Din câte am înțeles, sunt peste 1000 de angajați care fac asta. Plahotniuc a zis că ei tăți nu fac decât să hărțuiască oamenii, am înțeles. În ultimele două luni, 116 plângeri. Eu nu știu exact ce ne poate spune această matematică, asta e bine, asta e rău, asta sunt multe plângeri, toate plângerile oare se referă la hărțuire în trafic de către agenții circulației rutiere? Nu reușim să aflăm. Jordan susține că plângerile depuse de cetățeni i-au dat un imbold ca să se ocupe de această problemă și nu declarațiile lui Plahotniuc, iar ceea ce era sunat ca un ordin. Polițiștii nu vor mai avea voie să oprească șoferii în trafic decât atunci când ultimii încalcă legea. Ministrului de Interne i s-a părut o propunere. Nu a fost un lucru coordonat între Ministerul de Interne și Politic. A fost o sugestie a domnului Plahotniuc. Sugestie? Domnule Jordan, stați o leacă, o sugestie nu sună așa, domnule Jordan. La această etapă vă comunic doar că polițiștii nu vor mai avea voie să oprească șoferii în trafic decât atunci când ultimii încalcă legea. Asta e sugestie? Dacă mie tata îmi spune, Andrei, să vii până la ora 3 acasă, să nu te duci la furat cireșe, să nu te duci la furat poamă, să te întorci până la ora 3 acasă, tu va trebui să te întorci până la ora 3 acasă, Andrei. Eu nu puteam să spun, tata, mulțumesc pentru sugestie. Și era un ordin pe care trebuie să-l ascult. Dar că domnul Jordan mi-a zis că el s-a adunat amul la conferința de presă și măsurile urmează să fie luate. Nu pentru că Vlad Plahotniuc o grăit. Asta a fost o sugestie, băi. O sugestie, că fiecare din noi poate să facă astfel de sugestii. De exemplu, eu pot zic, domnule Jordan, vreau să vă sugerez să
cumva îmi faci așa ca polițiștii să fie o leacă mai documentați atunci când opresc șoferii în trafic. Who the fuck cares, Andriuha? Cine ești tu să zici să te adresezi sugestii domnului Jozdan? Dacă vrei să adresezi o sugestie domnului Jozdan, trebuie așa. Domnule Jozdan, de azi înainte, de azi înainte, polițiștii nu vor mai avea voie să scoghească cu degetul mic în nas. A mâinii stângi, mă refer, la mâna dreaptă încă se poate, mâna stângă n-are voie. Și atunci, da, poate vor fi luate anumite măsuri, vor fi întreprinse anumite măsuri. Dar domnul Jozdan nu știu ce zici că asta e sugestie. Are nou, ia să spuneți voi în comentarii, voi și credeți, cum trebuie să suni o sugestie din gura unui politician? Coordonat între Ministerul de Interne și Politic, a fost o sugestie a domnului Plahotniuc. Guvernarea este asumată de acest partid, eu nu văd nicio problemă, ca nu doar domnul Plahotniuc să iasă cu astfel de sugestii, noi îndemnăm toți liderii politici să iasă cu mesaje publice. Mulțumim, domnule Jozdan, iaca, în sfârșit, el îndeamnă toți liderii politici, ok. Domnule Jozdan, dar și-ar fie ca noi să luăm niște lideri politici, același Ghimpu, același Plahotniuc, îi luăm, e foarte nepopular. Eu nu știu în alte medii, dar cel puțin pe online e foarte nepopular. Iertați-mă nemodestia, dar e că eu am pe bune 80.000 de like-uri pe Lumina. Datorită vouă, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături, urmăriți această transmisiune live, vă mulțumesc. Dar cum așa se întâmplă cu un om cu minus 40 de milioane rating, are drept să spună ceva și dumneavoastră faceți conferință de presă. Dar noi e ca urlăm în gura mare. Oleg Breg are milioane de vizionari pe YouTuber. Dar nu știu cum n-apar conferință de presă. Nu știu cum dumneavoastră nu vreți să luați măsuri. Nu știu cum dumneavoastră nu numiți ce aici face Oleg Breg de ani de zile sugestii. Pur și simplu nici nu le luați în calcul. Cum asta de tratat, domnule Alexandru Jozdan, funcționar atât de receptiv și deschis la sugestiile, nu ordinele, sugestiile unor domn precum Vlad Plahotniuc. Și iarăși, diferența dintre sugestii și ordine, nu știu de ce, nu știu de ce. E că noi ne uităm, eu am mai făcut un screenshot la o postare de-a lui Publica. Ia uitați-vă, postare de-a lui Publica pe internet, e că la screenshot-ul cu postarea unui link care spune că Vlad Plahotniuc, el zici că ne-a trezit cu polițiști care opresc mașini. Primul rând e cu caps lock, cu literi mari, voi n-ați vedeți, dar eu vă zic că am tras pe Publica, nu știu, sper că n-ați șteargă, până atunci scrie regulă în toată țara. Plahotniuc, ne-am trezit cu polițiști care opresc mașini aiurea în trafic. Polițiștii nu vor mai opri decât mașinile cu probleme. Mașinile cu probleme, stai să împărchera șoferii care încalcă legea. A, dacă au mașinile probleme. Dragi șoferi, dacă dimineața porniți motorul și așa se întâmplă cu mulți șoferi, e ca sunteți singuri în mașină și începeți să grăiți cu mașina dumneavoastră. Fa la risfa, așa grăiți cu... Eu, de exemplu, așa îi spun. E Mazda, dar eu nu-i spun Mazda, că nu-i frumos, că sunt copii și așa aud, și nu-i frumos. Spun, Larisa, cum te mai sunt? Tu ai ceva probleme? Și Larisa zic, da, ia ca bati baciocul, ia ca saldaticul, să aude cum astea. Trebuie rimeniu, trebuie diuns, trebuie uleiul de schimbat. Și dacă mașina are probleme, aveți grijă să le rezolvați. Pentru că șoferii nu vor mai fi opriți în trafic, decât dacă mașina să aibă probleme. Eu așa am înțeles la Publica. Dar, revenind la diferența dintre sugestii și ordin, regulă în toată țara! Cum adică? Câteva canale de propagandă, câțiva presupuși jurnaliști spun că și spune Plahotniuc că e gata, e ca până mu a fost cum a fost, dar de-a mu încolo, e minunea săvârșită? Dar Alexandru Jozdan îi taie din aripi unui cetățean, domnule Jozdan, nu mi se pare corect. Stăiesc din entuziasmul unui domn filantrop care vrea să schimbe înspre bine starea de lucru Republica Moldova. Dumneavoastră, desconsiderați ordinele lui, numiți asta doar sugestie? Îmi pare rău, nu, serios, neharașo, săvsem neharașo. Ei, dar eu în continuare am încredere cu domnul Jozdan să înțeleagă despre ce e vorba și să iei cuvintele înapoi. Potrivit ministrului de interne, agenții de patrulare care vor opri șoferii fără motiv vor fi sancționați. Cum însă, deocamdată nu se știe. Totuși, conducător... Și aici e foarte, foarte interesantă chestia. Agenții de patrulare care vor abuza, care vor încălca, ei vor fi sancționați. Cum însă nu se știe? Și revenind la conferința de presă, o jurnalistă îl întreabă pe Alexandru Jozdan. Ce se va întâmpla cu acele persoane care vor fi depistate că au oprit fără să motiveze șoferii? Oleacă, e prost sunetul, dar eu vă traduc. Ce se va întâmpla cu acele persoane care au oprit pe nedrept șoferii? Și Alexandru Jozdan răspunde. Bună întrebare. Bună întrebare. Nu, dar hai să dăm continuare. Noi nu suntem chiar așa manipulatori și speculativi ca unele posturi TV. Noi nu schimbăm astăzi algoritmul de acțiune. Yeah! Noi nu schimbăm azi algoritmul de acțiune. E că este Ministerul Afacerilor Interne?
și aici Plahotniuc, la 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 la. Și ies să-și dam, zici că, cum a fost, așa și-a și domnul Plahotniuc. Noi nu schimbăm algoritmul de acțiune. Muep, 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 muep. Oare și înseamnă asta? Populism din partea lui Plahotniuc? Voi credeți că un politician nepopular poate să lanseze tot felul de vorbe în vânt, în public și să nu iei măsuri? Dar ne može băi! Scuipați-vă cu ceva fierbinte între nas! Între ochi, adică între nas tot spate, că aici se vă spui. Dar cum poți să scuipi aici? Nu, nu contează! Așadar, e clar ce se întâmplă, dragii mei! Ministrul desemnat de Partidul Democrat, practic, nu ia în serios ce aici spune liderul Partidului Democrat. Noi astăzi vom cere de la angajații noștri să respecte în tocmai legislația. Ia ca noutatea! Noi astăzi vom cere de la angajații noștri să respecte în tocmai legislația. Pentru că până amu era un fel de... Ascultă, Sebastian. Ascultă încă. Ia că tu ai devenit polițist. Eu nu-ți cer ție tare mult. Eu ți-e cer să respecti legislația, dar nu chiar în tocmai. Când s-o respecti, când s-o nu respecti. Pam, 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 pam. Și vine ziua de marți, Plahotniuc are conferință de presă, briefing. Și zici că de-azi încolo nu vor mai opri. Și Jăzdan zici că noi vom cere la angajații noștri să respecte în tocmai. Ia că tot schimbarea. Până amu era un fel de... Dar de acum acolo, întocmai de acum acolo, gata, ei, gata, nu-i cale întoarsă, tu înțelegi? Tu vezi schimbarea majoră care s-a înfăptuit? Până amu era așa o leacă, așa, scularea somonului, dar după asta și e persicăva somonăvă, înțelegi? Da, schimbarea se vede, majoră, regulă în toată țara, publica, articole, ca prin minune polițiștii încep să lucreze. Părimași? La pșava starnă în continuare. Dragii mei, eu cred că în aceste momente noi trebuie să începem să ne luăm și noi o leacă în serios, pentru că pațanașii ăștia se iau în serios, se îmbracă la costum, fac briefing-uri de presă, nu răspund la întrebările jurnaliștilor, dar trebuie și noi o leacă să ne luăm în serios, să ne facem o minoră, dar importantă datorie. Să anunțăm cât se poate de mulți prieteni, cunoștințe, rude care mai avem, fix suntem plecați din Moldova, fix suntem în Moldova, să anunțăm despre acest suprarealism care se întâmplă în media și în spațiul informațional de Republica Moldova. E că eu grăiesc cu mama grăiește cu Nanuvani, Nanuvani grăiește cu Iura și așa mai departe, cât mai mulți oameni. Dacă încă mai sunt oameni care urmăresc Publica TV, Canal 3, și zici că, dar mai sunt acolo emisiuni de divertisment, mai este acolo o leacă de fotbol. Da, oi băieți, dar e foarte ghinic, este zahărel, dar înainte de zahărel doar mai este și o leacă de o travă. Ți-ați întinde mărul, da, el are vitamine, dar e otrăjit, n-a hrănat să-mi puți și gura și tot ce vrei cu mărul ăsta otrăjit. Du-te că mai sunt labușchi, plină piața de labușchi, cumpăr un măr sănătos, pentru ce ți-ai asta? Uf, 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 comedie nu alta, haz de necasere. Apropo de comedie, voi știați că Andrei Bolocan în persoana mea, ups, nu Carla Dreams, Andrei Bolocan, vine la voi în localitate pe 4 noiembrie, orașul Bruxelles, pe 11 noiembrie, orașul Paris, pe 18 noiembrie, orașul Padova. Știu că mulți dintre voi ard de nerăbdare să afle Andrian Bolocancan, cum să cumpăr bilete, dar ia că imediat vă dau link-ul. Apropo, ia că voi vă întrebați, hei, dar ce, pentru ce noi acolo să dunem la emisiunea Lumina? Ce tu muncești? De ce muncesc? Asta 71 de pagini de text, dragii mei. Munceală de mea de autor. Pe urma asta îți devină o carte. Dar care carte îți devină? Cum poți să vinzi cărți în care scrii despre Plahotniuc și Jăzdan? Despre altceva îți trebuie să scrii. Apiaca. Vă remitesc. Spectacole se întâmplă pe 4 noiembrie la Bruxelles, pe 11 noiembrie la Paris și pe 18 noiembrie la Padova. Dă-ți vă arunc un link aici mai jos în comentarii la live. Ca să nu credeți că acest live este preînregistrat cumva și e un fake. No. Hai să vă pun. Apropo, de ce voi așa slab ați reacționat la ultimul meu video? Tot foarte fain. Ia trați mai sus pe pagină. Se cheamă video lung despre creștere uluitoare. Tare vă recomand. Și mai jos vă recomand să vedeți de unde s-a de cumpărat bilete pentru spectacole. Dragii mei, vă mulțumesc enorm pentru atenție. Cum s-ar zice, battery is low. La telefon, dar nu și în viața mea, datorită vouă eu continuu emisiunea Lumina, în mod special datorită celor care mă susțin pe patreon.com/fedot, dar și direct pe PayPal la adresa emisiunea.lumina@gmail.com. Vă pup, vă cuprind, aveți mare grijă la merele care vi se propun spre a fi mușcate. Tare multe dintre însele s-o trăjite și put agaz. Transmiteți live-ul ăsta mai departe, transmiteți cuvinte de bine, de dor, să aveți un sfârșit de săptămână. Bun
Și dacă aveți întrebări, vă rog frumos să mi le adresați mai jos în comentarii, cum s-ar zice, întrebări nu se poate, nu se poate. Pe final un postscriptum necesar, dacă voi vă întrebați cine muncește în țara asta și ne merită apreciat. Of, ia câtă-l omul. La mine șa z mâine scobătători.